Nu-i moartea în conferință de presă, de data asta n-am sunut și atunci am venit să vă spun la partid chestia asta, în legătură cu aeroportul, ceea ce v-am promis că vă țin în legătură cu tot ce se întâmplă la aeroport. Vinerea trecută am avut o întâlnire la Vâlcea, cu Apele Române, Ministrul Mediului și reprezentantul Ministerului pentru investiția care se face pentru bursa. Acolo cele 12 milioane vor fi alocate de Ministerul Mediului, vor fi efectuate de Apele Române, au licitația adjudecată, se știe și firma care a câștigat. În următoarea perioadă vor declanșa aceste lucrări pentru regularizarea bursa, iar nouă ne revine ce am reușit să facem. Băsăncinul ne revine nouă, aici era problema că Băsăncinul nu știam cum să mai facem expropriere, că nu mai aveam voie și ne costa 4 milioane. Și atunci la Băsășin s-a luat decizia, un SF-ul pe care îl face reactualizarea SF-ului de făcut de firma Iptana, le-am dat și în temă, vom face pe cheltuiala noastră, dar nu vom mai face acea expropriere de 4 milioane, pe limita de proprietate a Consiliului Județean, un canal colector, care va numi Băsășin, într-o sigură direcție naval, care de fapt va fi un canal colector care va prelua apele fluviale de pe aeroportul Brașov-Gimbal Internațional. Practic, cu ocazia asta am scutit cele 4 milioane de lei care trebuia să până la Consiliul de Bani pentru expropriere. Deci 13 milioane de lei. 4 milioane de lei. Erau expropierile, numai expropierile. Și asta e 12 milioane tot de lei, nu? Sau 12 milioane de lei care îi alocă Ministerul Mediului prin Apele Române care vor executa, licitația este făcută, a judecat o firmă din Constanța. Se pot vă spun, pot vă spun și numele ei, dar nu e caz. Am văzut asta, nu erau, am pus întrebări, era judecat, erau cu listă de cantități, cu tot. Când ar trebui să înceapă aceste lucruri și cam cât ar dura? În primul rând să rezolvăm problema juridică terenului și după ei poate că nu afectează. Toate terenurile pe care sunt pe regularizarea bursă sunt alea pe lor români, în proprietatea lor. Aveți un termen de finalizare a acestui lucru? Bineînțeles, în etapa a treia a aeroportului, unde avem și punctul de 5 milioane de lei luat de la CEC Brașov, o parte din ele este pentru aeroport, o parte pentru Spitalul Județean, este semnat contractul, va intra și acest canal colector al apelor fluviale. Doar canalul colector pentru cost? Am dat la Iptana să ne facă acum în reactualizare SF și costul și această costuri. Care știți că ne-am luat angajament pe primăria Brașov, că vom reactualiza uzul, vom aduce la zi, chiar ei, am avut ședință cu câți bani s-a cheltuit de către Consiliul Județean la aeroport, câți bani mai trebuie să se... Ședință s-a făcut centralizatorul, săptămâna viitoare avem punctat pe fiecare. La sfârșit, când e gata SF-ul, o să vă spunem cât s-a investit de Consiliul Județean până și cât mai este de investit, ca să fim corect față de primăria Brașov, când vom intra în asociere fiecare. Aș vrea să vă amintesc că